Dă-mi, Doamne, sănătate, ca să te pot sluji vreme îndelungată. Dă-mi curaj, ca să mă pot lupta cu răul în numele Tău. Și dă-mi și înțelepciune, ca în această viață să știu să mă tem numai de Tine. Fă-te simțit atunci când te chem. Fă-te găsit atunci când te caut. Și fă să dăinuie în mine socotința sfaturilor Tale. Eu noaptea mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, liniștești sufletul meu. Amin. Stăpâne, Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, care ai făcut veacurile și știi sfârșitul lor, Cel ce făurești anii și măsori vremurile, care unic stăpânire ai peste viață și peste moarte, scapă-mă pe mine, Doamne, de vrăjmașul cel viclean și necurat. Nu mă lăsa să alunec în fără de legea lui și nici nu trimite peste mine pedeapsa cuvenită faptelor mele, ci ascultă-mi ruga, prea bunule Duh. Eliberează-mi trupul, mintea și sufletul de orice lucrare drăcească. Descoperă-mă de bezna păcatului, mântuiește-mă de tot sfatul vrăjmașului și alungă-mi necazul și năpasta, nevoia și întristarea și gândurile spurcate ce mă strâmtorează. Primește, Doamne, smerenia mea și izbăvește-mă de toată cursa diavolească. Deschide gura mea spre mărirea Ta și dă-mi să aleg de acum, fără împiedicare, drumul poruncilor Tale. Spulberă orice pornire a vrăjmașului cel răpitor și a oricărui spirit diavolesc îndemnător la rău și ferește-mă de păcate și de stricăciune. Și dă-mi bucurie negrăită și veselie nepovestită și alătură-mă cetei celor blânzi, a celor ce bine fac înaintea Ta, în lumina neînserată și în veacul cel fericit și neîmbătrânitor, căci Tu ești Dumnezeul meu, dătătorul a tot binele, care și înainte de cerere dai din belșug tuturor robilor Tăi, căci Tu ești Dumnezeul meu și doar în Tine mă încred acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și Sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!